Un video dedicat uh, viciilor, dragilor, pentru tribul antreprenorilor special. Uh, am venit aici în natură ca să mănânc un strugure și să simt gustul și ca să trag aer curat în piept și să simt plăcerea asta. Mai de ce făceam, trăgeam țigări în piept. Adică fumam. Ei bine, știm cu toții că suntem stresați. Suntem antreprenori, suntem stresați, muncim mult, avem probleme, avem facturi, uh, a tot felul de situații cu care se confruntă, știți foarte bine un antreprenor, dar noi am învățat să ne refugiem în ceva, în băutură, în țigări. Astea sunt plăcerile imediate, da? să mâncăm ceva, să uităm, să ne luăm cu, cu treaba asta. Ei bine, țigările și băutura sunt foarte nocive. Alcoolul dăunează și ne omoară neuronii țigări la fel. Deci, relaxarea cu alcool și țigări aș vrea să o sco sco scoatem din discuție, și uh, webinarul, discuția de, de astăzi despre asta o să fie. Ca să putem să ne bucurăm de viață, să putem să gustăm ceva uh, natural, să simțim cu adevărat gustul, trebuie să renunțăm la lucruri care ne fac cu adevărat rău. Tigările sunt extrem de nocive și uh, nu, ne, nu ne lasă să ne oxigenăm creierul, pe lângă că ne poate cauza probleme grave la la plămâni. Eu am fumat de foarte mult timp, de la 14-15 ani și am fumat din plăcere, îmi plăcea gestul, îmi plăcea obișnuința, îmi plăcea să mă ocupație ceva. Ei bine, am ajuns la concluzia că oricât am schimbat, am fumat trabucuri electronice, subțiri, groase, iar trabucuri, iar subțiri, iar electronice, le-am schimbat, de la am zăpăcit, le-am lăsat, le-am luat iar, N-a -a funcționat, în nicio formă, îmi plăcea să fumez, îmi plăcea să fac chestia asta. Știu că și vouă poate vă place, aveți aparatele astea mici, ICO sau cum se numesc, hiturile astea, care poate sunt puțin mai nocive, dar în esență, pe termen lung, și acestea sunt foarte, foarte grave. Dacă citiți în detaliu studiile, o să vedeți că cauzează cancer la fel ca toate celelalte. Da? Deci, tot ce tragem în plămâni, în afară de aer, dăunează extraordinar de mult. Haideți să vă spun cum am făcut eu. Eu, într-o perioadă de, nu știu, era toamnă, cam anul trecut pe vremea asta, tot așa eram cu rulota undeva și copiii fumam. Și tata, copiii mă întreba, bă, da, tate, da, tu mai fumezi mult, mai ai de gând să te lași? Și eu așa, într-un exces de zile, am păi, păi, mă las la anul. La anul ianuarie. După Revelion mă las. Ok, m-au lăsat în pace copiii, Ca a trecut toamna, a venit iarna, după iarnă, pac, a venit ianuarie, și copiii m-au întrebat, tati, dar când te lași? Că ai zis că te lași. Zic, băi, da, așa am zis, că mă las. Păi, lasă, era în 2-3 ianuarie, atenție. Mai târziu că acum am ceva probleme. Și a trecut o săptămână, au trecut două, au trecut trei, băi, la un moment dat, într-o dimineață, zic, Bă, am promis copilor că mă las, să termină luna ianuarie, eram în 26 ianuarie. Păi, trebuie să le las, trebuie să fac ceva. Și... Într-un exces de zel, la ora 8 dimineața, după ce alergasem, m-am dus la Uh, Augustin, băiatul meu, și state uite aici țigările, de și lui Marina celelalte țigări, brichete ce mai aveam, distrugeți-le, aruncați-le, că eu nu mai fumez, gata. Din momentul ăsta nu mai fumez. Wow, copiii foarte fericiți, le-au luat, le-au distrus, le-au jucat cu ele, le-au făcut praf, gata, tati, nu mai fumează. Eu, perfect, am plecat la birou, m-am trezit la birou la ora 9, 9 jumate, cafeaua, unde e cafeaua, țigările, unde țigările, obișnuința, înțelegeți? Și Zic, a, dar nu e nicio problemă. Că mă duc să-mi cumpăr și asta e, fumez numai la birou. Sau când sunt plecat și când sunt acasă, nu mai fumez și tot e, o să-mi facă bine. Dar zic, băi, ce fac? Acum mint, mă păcălesc pe mine, mă păcălesc copiii, trădez, nu merge așa. Și am zis gata, nu mai fumez deloc și stop aici. Dar viciu și plăcerea mă îndrumau să fac o greșeală, să pic în păcat. Și am făcut o constrângere, încă o constrângere pe lângă cea cu copiii. M-am dus la colegele mele, la birou și le-am spus, am făcut un anunț mare și am spus, fetelor, aveam la birou vreo 20, 20 ceva de colegi, cine mă vede cu țigara primește 1000 de lei. Am făcut o socoteală, dar mă văd toți colegii cu țigara într-o zi sau două, 20 de mii. Da? Și uitați, așa, încet, încet, am reușit să le las. Am mai făcut și un video după 3 săptămâni, în care spuneam că am rezistat fără țigări 3 săptămâni, deci practic am mai făcut o promisiune uh, celorlalți. Și cu toate constrângerile astea, am reușit să mă las de fumat. Ce ziceți voi? A fost bine. Astăzi se fac 9 luni, nu astăzi, uh, 26 ianuarie, acum suntem în uh, 3, în 4 octombrie sunt aproape 9 luni, da? Deci 9 luni de când m-am lăsat de fumat și viața mea mi s-a schimbat. Gândesc mai bine, sunt mai odihnit, miros mai bine, am gust, am miros, respir mai bine. Totul s-a schimbat în viața mea și se poate și viață fără tutun. Fără tutun, bineînțeles că fără tutun am renunțat și la cafea, fără cafea și tutun, renunțat și la uh, un alcool, un vin, un, așa, beau foarte, foarte rar un pahar de vin, dacă nu mai beau și pe ăla, am renunțat la ce înseamnă lucruri grave care îmi pot pune în pericol sănătatea și luciditatea. Așa că, vă invit și pe voi să faceți același lucru, să luptați cu viciile, să le priviți în ochi, să promiteți și lor, dragi, că le lăsați și o să vedeți că puterea promisiunii vă ajută să depășiți lucrurile astea. Eu am înlocuit țigările cu hrean. Hrean. Rădăcină de hrean tăiată feliuță așa, o țin în gură și simt o aromă, simt, simt, ceva puternic, tare acolo. Da? Sau cu ghimbir. Deci orice alternativă în locul țigărilor este perfect. Dacă vreți să aveți business sănătoase, fiți și voi sănătoși. Dacă vreți să Vă bucurați de cei dragi mai mult timp. Fiți sănătoși și renunțați la țigări. Toate viciile, toate plăcerile astea pe termen scurt ne aduc rău în viață și uh, ne omoară sănătatea. Așa că fiți cumpătați, bucurați-vă de lucruri simple și luptați cu viciile voastre, cu micile voastre plăceri. O să vedeți că merită și totdeauna o să ieșiți învingători dacă credeți în voi. Tribul antreprenorilor te ajută să fii acolo, să poți să te atingi maxim potențialul, trebuie doar să crezi și în tine și în cei din jurul tău, să te ajut, să te susții, să dai din ce știi și să îi sprijin pe ceilalți în lupta lor pentru performanță și succes. Tribul antreprenorilor.